interne pentru rezultatele pe care le-a avut în 2014. Raportul de bilanț pe care domnul viceprim-ministru Oprea l-a prezentat aici relevă multe lucruri pozitive, mai multe decât în vremea când și eu conduceam acest minister, aș fi putut releva. Asta înseamnă progres, înseamnă eficiență, înseamnă o sumă de lucruri rezolvate în acest minister. Ministerul Afacerilor Interne este un minister a căror angajați au de-a face doar cu pasivul societății românești. Asta nu este o chestiune simplă. Ei și când discută cu un academician, discută doar pentru că a trecut pe roșu sau a depășit viteza. Nici așa aceea este o discuție tensionată. E o viață grea, o viață pentru care acești oameni trebuie să respectați și apreciați. Ce se întâmplă acum? Eu cred că România se apropie de momentul în care va reuși să treacă de la creștere economică la dezvoltare economică. În consecință, lupta împotriva corupției, lupta împotriva hoției, lupta împotriva incorectitudinii trebuie să continue. Să continue într-un mod sistemic, sistematic și cu o viziune unitară. Ea nu poate fi dusă în valuri. Știți, primul corupător și primul corupt și obiectul actului de corupție l-a făcut Adam și Eva. De atunci unii tot interpretează cum s-a întâmplat acest lucru. Viața demonstrează că sunt politicieni corupți, sunt judecători corupți, sunt procurori corupți, sunt polițiști corupți. În consecință, cu toată aprecierea și admirația, nu sunt de acord că limitarea relațiilor dintre polițiști și politicieni, să spunem, este o vulnerabilitate la sistemul de luptă împotriva corupției. Decât dacă plecăm de la premisa că fie unii sunt corupți și aia lanță sunt corect sau invers. În realitate, această luptă trebuie să o ducem toți. Am văzut acum mulți ani, în Germania, la clasa întâia, se duce un polițist și educatoarea le explică copiilor: dragi copii, ăsta e polițistul, orice problemă aveți de necaz, de așa, uite, ăsta e omul bun pe ăsta. Construcția aceasta a unei viziuni pozitive asupra unei instituții a statului se face de către toți, de la ministrul învățământului până la ministrul transporturilor, să spunem. Nu-i apanajul doar unor instituții din acest stat. Până la urmă, realitatea ne spune așa, astăzi, din 5 miliarde de euro, să spunem, licitați în România, quasi majoritatea lor sunt câștigate de firme străine. Întreb, e o vulnerabilitate la siguranța națională acest lucru? Este. Vin bani europeni, îi mirosim și pleacă înapoi. Polonia are în acest moment 7 sau 8 firme de nivel mondial care îi concurează pe americani în America sau pe japonezi în Japonia. Noi nu avem niciuna. E o vulnerabilitate la siguranța națională? Este. Până la urmă, un stat puternic este un stat nu care are doar instituții de forță puternice, ci care o ia economie puternică, care se dezvoltă într-un ritm rapid. Până la urmă, va trebui să înțelegem cu toții, dar cu toții, că bătălia aceasta pentru corectitudine și progres ne aparține în egală măsură tuturor. Și cu toții trebuie să contribuim la acest lucru. N-avem de ce să arătăm cu degetul pe doamna Codruța, că ei sunt acum luptători cu tare, sau să o urâm sau să o iubim. Își face treaba așa cum se cuvine. Atâta tot că trebuie să ne facem și noi cu toții. Dar cu toții. Și să vedem cum facem ca dezvoltarea acestei țărișoare să fie una adevărată. În valuri s-au mai luptat, a mai fost o luptă, dacă citiți în istorie, Vlad Țepeș. Au făcut tot așa. Boierii s-au mutat toți la turci. Efectele le-am văzut sute de ani de aici încoace. Eu vă doresc succes și îmi doresc și mie succes în ceea ce vom avea de făcut. În ceea ce privește un alt element care s-a întâmplat pozitiv în ultimul an, este ceea ce domnul viceprim-ministru Oprea a promovat și a susținut permanent cooperarea. De aceea există o nouă strategie, de aceea există un consiliu interministerial care se ocupă, astfel încât și transporturile, Ministerul de Interne are detașați oameni la mine, în alte ministere, astfel încât să putem coagula energia tuturor ministerilor în scopul de a face lucru bun pentru nația română. Până la urmă, este singurul lucru important. Vă mulțumesc!
Bun, l-am urmărit pe Ioan Rus, tocmai discutam cam ce ar face acolo. A contrazis-o destul de dur pe Laura Codruța Chiovici și spunând că nu vede că relațiile dintre angajații MAI și polițienii locali să fie...